Doamne ajută și bine v-am găsit din nou. Fiindcă din ce în ce mai mult cred eu că se apropie o perioadă despre care am mai vorbit cu migratori, cu o perioadă care poate fi văzută și sub alt aspect. De fapt, esențial, o perioadă, hai să-i spun, a mărturisirilor și a mărturisitorilor. E o perioadă în care, sigur, se vor alege apele, unii vor trece într-o parte. Deja, ușor, ușor au început să se desfacă, să se despartă. Cred că ar fi nimerit, mă gândeam eu, să spun câteva lucruri despre cei care sunt cunoscuți de către noi sub numele de Sfinții Închisorilor. Pentru că ei au trecut printr-o perioadă, hai să-i spunem, asemănătoare cu perioada care urmează acum, adică au trecut printr-o perioadă de prigoană și printr-o perioadă în care s-au ales grâu de neghină. Multă lume în ultimii ani, și ăsta e un lucru foarte bun, a auzit de Sfinții Închisorilor, sunt oameni care se străduiesc, scot cărți foarte importante, cum este și prietenul meu care m-a rugat să spun câteva cuvinte despre Sfinții Închisorilor, Ciprian. Multă lume a fost, s-au ținut foarte multe conferințe, insuficiente, ca număr, despre acest fenomen. Acum, lucrurile care nu s-au prea spus sunt după cum urmează. Nu s-a prea spus cine erau Sfinții Închisorilor înainte de a intra, de a deveni sfinți și înainte de a intra în temniță. Hei, asta e una dintre întrebările la care vreau să răspund eu. Sfinții Închisorilor sau deținuții din temnițele comuniste, pentru că despre asta e vorba, de fapt, deținuții din temnițele, începând cu temnițele lui Carol al II-lea, apoi Antonescu, apoi din temnițele comuniștilor, sau comuniste, erau oameni de cam toată mâna din zona asta a românismului. Sau și erau oameni de la oameni politici importanți, nu? A fost Iuliu Maniu, oameni politici importanți, care au nimerit acolo cam din întâmplare, cazul lui Iuliu Maniu, care îi scrisese lui Stalin că l-așteaptă cu interes, până la cei care au făcut pușcărie absolut accidental, nu? Cum sunt tatăl și fiul care au făcut pușcărie pentru deținere ilegală de tank, când s-au retras trupele Germaniei, a fost abandonat un tank. Povestește domnul Ilie Tudor, tatăl cântărețului Tudor Gheorghe. Însă, cea mai mare parte dintre deținuții politici au făcut parte din mișcarea legionară. Din primele linii sunt cei care au fost asasinați, au făcut pușcării în timpul vieții, au fost asasinați. Unii, alții au reușit să fugă în străinătate. Apoi au fost tinerii, cei care au mai rămas, au fost tinerii care au făcut parte din frățiile de cruce, cazul Valeriu Gafencu, din primii, cazul lui Mircea Vulcănescu, cazul Petre Țuțea și mulți, mulți alții pe care dumneavoastră, probabil, unii dintre dumneavoastră îi cunoașteți din alte împrejurări, fără să știți, din diferite împrejurări, fără să știți care e povestea lor. Până la capăt, până la copii. Au fost băgați în pușcărie și copii de 10 ani, nicio problemă cu condamnări, banditism, nu știu ce, legionarism. Așadar, cei mai mulți dintre cei care au făcut temniță și care în temniță au mărturisit, l-au mărturisit pe Hristos, nu? Au făcut parte din mișcarea legionară. Au făcut școala, pentru că Corneliu Zelea Codreanu, capitan, definind mișcarea legionară pentru apărare în procesul din 38, a spus după cum urmează. Mișcarea legionară este o școală de educație în credința
creștin-ortodoxă, în spiritul muncii și al iubirii de neam. Asta e definiția pe care a dat-o el. Bun. Ei au făcut școala asta și după aia au dat examenul la facultate, adică au intrat în pușcărie și au făcut academia, unii dintre ei au ieșit cu diplome, alții au luat diploma din altă parte. Deci ăștia sunt, ăsta e un lucru important, pentru că justifică în mare măsură ura pe care o au toate regimurile, au avut-o și o au, și are și regimul ăsta, față de mișcarea legionară. E o ură amestecată cu o teamă maxime. Deci nu, aici nu sunt jumătăți de măsură. A fost legionar, nu. A fost legionar, e groaznic. Ernest Berne a fost legionar, oh, altfel. N-au fost legionar, Mircea Eliade n-a fost legionar. Eu am editat un volum, primul volum dintr-o carte, numită Cartea Capitanului Corneliu Zelea Codreanu, care cuprinde și pentru legionari și cuprinde multe dintre discursurile, cuvântările, articolele de ziar, o parte din ordine, nu circulările, circulările o să apară în volumul 2. Aici o carte destul de groasă acolo. Ei, și acolo, printre altele, este și o fotografie dintr-o tabără de muncă a tineretului mișcării legionare, nu? În care fotografie Mircea Eliade cară o targă cu cărămiz. E la capătul din spate a unei tărci cu cărămiz. De altfel există și presa vremii în care puteți vedea, poate oricine vedea că el a participat pentru Parlament la alegeri din partea Brașov-Predeal. Da, Brașov-Predeal. E pe liste. Dau un exemplu. N-au fost. Deci poziția este, bă, n-au fost, nu știu ce. Bun, acum. O a doua întrebare este... legată de poziția pe care au avut-o după 89. După 89, noi, un grup de studenți, îl frecventam pe Petre Țuțea, de la care am aflat foarte multe lucruri, de la care am aflat, de altfel, o bibliografie pe care am parcurs-o într-o oarecare măsură, lucrări pe care nu le prea citea lumea, unele erau de-a dreptul interzise. Bun. Și aveam un foarte mare respect pentru bătrânii care au făcut temniță pentru neamul ăsta. Credeam că știu, cunosc, că înțeleg mecanismul. Ei bine, mi-am dat seama imediat după 90 că nu l-am înțeles. Nu-l înțelesesem. De ce? Pentru că eu vedeam lucrurile cam în felul următor. O generație, nu? Care e considerată și chiar dacă nu e considerată, în realitate este cea mai importantă generație din istoria modernă a României, cea mai fecundă, care a atins cel mai înalt nivel cultural și spiritual, adică creștin ortodox. Eu o vedeam generația respectivă împotrivindu-se așa comuniștilor, nu numai comunismului, și lucrarea la doilea și la Antonescu și comuniștilor, la Antonescu la un moment dat, și încercând să apere valorile românești. Firește au pierdut partii, și au fost băgați în pușcărie, unde au fost chinuiți, chingiuiți și așa mai departe, au ieșit și asta e povestea și probabil au suferit. Asta, aici e cheia. Au suferit, să zic, foarte mult și sufletește, căci au fost în pușcărie 14, 16, 21 de ani, sau mai știu eu câți ani. Adică partea vieții cea mai importantă. Aveam să aflu prin 90 în casă la domnul profesor Marcel Petrișor, unde a avut loc o întâlnire între foști deținuți politici care nu se mai văzuseră, nu-și mai vorbiseră de la ieșirea din pușcărie 64, aveam să aflu că nu-i deloc așa. Pentru că s-a întâmplat după cum urmează. Oamenii au venit și au început să povestească. Tot ce povesteau ei era de o voioșie și de o bucurie nemai întâlnită. Nu, era
Era o, ea, firește, era și bucuria revederii și bucuria pentru prima dată după atâta timp a putinței de a comunica între ei. Ei, dar ce povesteau ei de era așa vesel? Ei povesteau cum li se smulgeau unghiile, cum mai ții minte, băi, când mi-a zdrobit rotura. Mamă, ce am, băi, dar ce râdeam noi cu ăia și ce... Eu am râs o leacă la început, după care n-am mai râs. La un moment dat mi s-au înfundat urechile, la alt moment dat m-am uitat la ceas, era 3 dimineața, la alt moment dat m-a cer pe șoastă undeva la pe Știrbei, intrarea Știrbei se numește, eu stăteam la cămin în Grozăvești, deci parcurgeam pe jos până la cămin. Eram student. Și la alt moment dat, știu că eram, am ieșit, eram afară, era zăpadă și îmi venise rău. Pentru că mi-era rău, nervos. De ce? Pentru că mi s-au blocat toate aparatele. Deci nu mai înțelegeam riguros nimic. Tot atunci am aflat că Nikolski trăiește, că Crăciun trăiește, că toți ăștia trăiesc și că nu știu cu care s-a întâlnit Crăciun în stația de tramvai, l-a văzut Crăciun și l-a recunoscut în stația de tramvai și Crăciun a fugit repede din stație. Povestiri foarte hazlii pentru ei. Am avut o perioadă destul de dificilă atunci, până când mi-am dat seama că supărarea lor, durerea lor, suferința lor n-a fost una fizică. N-a fost doar una fizică. Sau mai presus de suferința fizică, a fost durerea că au fost opriți ca generație din lucrarea pe care o făceau pentru neamul, pentru poporul român și pentru neamul românesc. Iar lucrul acesta mi s-a confirmat într-o povestire, mi-a fost confirmat de o povestire a domnului Ioan Halmaghi, Dumnezeu să-l odihnească, Gianni, care a fost de față atunci când Constantin Noica, din Noica, la Paris, la Emil Cioran în casă, l-a întâlnit pe Emil Cioran și pe Mircea Eliade, fiind de față, după cum am spus, și Ioan Halmaghi, și le-a propus, Constantin Noica a fost trimis de Partidul Comunist, le-a propus să se întoarcă în țară. Reacția a fost una foarte violentă, virulentă din partea lui Emil Cioran, cine l-a cunoscut știe, cum era foarte temperamental. Și după ce i-a trecut, hai să zicem așa, criza, Mircea Eliade a explicat cu binișorul Constantin Noica de ce nu vine și nu vrea să mai vină și de ce nu-i bine să mai vină el vreodată, Constantin Noica, cu un mesaj de la comuniști. Și a spus cam așa, nu vreau să am niciun fel de legătură, niciun fel de colaborare cu oamenii ăștia. Nu pentru că eu trăiesc în exil și nu trăiesc bine, pentru că Mircea Eliade n-a trăit bine, ci pentru că în pușcăriile comuniste au fost băgați oameni pe care eu i-am cunoscut și care erau mult mai valoroși decât mine. Pentru cei mulți de Mircea Eliade care au fost băgați în temniță și care n-au mai avut cum să creeze pentru neamul, să lucreze pentru neamul românesc, pentru ei nu pot să iert. Poate să vină, poate să fie oricine, poate să... Constantin Noica a fost atunci trimis pentru că Ceaușescu avea nevoie de un fel și de un fel de legitimitate culturală. Pe ce au băgat la pușcărie pe toți, adică toată cultura română și toată din românească, și toată forța a fost băgată la pușcărie. Cel mai mare poet, nu? Unul dintre cei mai mari poeți în limba română, Radu Gir, Petrețuțea spunea că acolo, în pușcărie, și mai mulți povesteau, au povestit că în pușcărie, la un moment dat, era un fel de academie. Adică fiecare, mă rog, să nu nebunească, să treacă, fiecare spunea ce știe. Și vrea seama dacă era
Petrețuțea și ceilalți pe care v-a spus Ernest Bernea aveau ce spune. Adică ei cam știau multe lucruri. Și atunci și cei mai tineri învățau de la ei. Cineva a ieșit din pușcărie, a zis, când am intrat în pușcărie, știam aproximativ franceza și engleza, am ieșit, știu, și germană, am învățat și noțiuni de latină și nu știu ce. Așadar, răspunsul la a doua întrebare sau lucru care mi se pare esențial pentru generația respectivă este faptul că au suferit, au conștientizat pierderea cea mai mare a lor și au suferit pentru pierderea asta, care n-a fost durerea fizică, ci a fost durerea sufletească. Iar punctul numărul 3, poate, nu știu dacă cel mai important, dar poate cel mai important, este faptul că au intrat într-un fel acolo și au ieșit într-altfel. Au intrat mulți dintre ei, aveau o viață, mă rog, n-are rost să dau un nume, dar există literatură serioasă și sunt oameni care au povestit. Mulți dintre ei au intrat acolo având o viață angajată, adică făcând parte, de exemplu, din frățirile de cruce, în liceu sau în facultate. Însă având și o viață mondenă care era cam pe jumătate, ca să zic așa. E, în pușcărie s-a verticalizat totul. În pușcărie, la un moment dat, cu o altă povestire, la un moment dat, Traian Popescu, Dumnezeu să-l odihnească, poreclit de băieți, Macă, că așa se numeau între ei, avea 80 ceva de ani, și spuneau, mergi și tu să ne întâlnim toți băieții. Prima dată când am fost să ne întâlnim toți băieții, și nu erau numai, cel mai tânăr avea 70 ceva de ani. Erau băieții. Da. Și la un moment dat Traian Popescu, nu mai știu cât am plinit atunci, 84, nu mai știu, 84, cred. Așa a venit în redacție la revista AXA să ne servească cu fursecuri și nu știu, de ziua lui. Și zice, păi uite, așa împlinesc acum. Și zic, cât împliniți? Și zice, păi faci tu 84 minus 16. Păi de ce minus 16? Păi 16 am făcut pușcărie, aia nu se pun. Aia nu se pun, că aia sunt ai mei. Așa, și ne-a povestit atunci, în ziua aia, și-a făcut niște afirmații care din nou confirmă ceea ce înțelesesem eu pe drum. V-a spus la un moment dat, știi ce? Eu am avut șansa să fac pușcărie. El a cunoscut pe Valeriu Gafencu, nu știu, la Târgovna. Am avut șansa să fiu băgat la pușcărie. Și noi toți am râs, ha, ce glumă, Traian Popescu n-a râs. Și a zis, nu, nu, eu vorbesc serios. Pentru că cine știe ce s-ar fi ales de capul meu dacă nu intram în pușcărie. Deci cum ar veni, el, din punctul ăsta de vedere, era recunoscător celor care l-au băgat în pușcărie. Și ăsta e numărul 4, care e cel mai surprinzător dintre ele, este faptul că pe vremea aia, comunismul, nu-i așa, și ce se întâmpla aici, se credeau, toate astea se credeau nemuritoare, comunismul de la doctrină până la oamenii care au venit cu tancurile și asta, nu numai ei înșiși se credeau nemuritori, dar și ceilalți, nu cred că și-a pus vreun problema după 10-15 ani, dacă și cât mai durează, dacă se termină sau nu se termină. Toată lumea zicea, bă, au venit ăștia, gata, numai. Cum urmează să se întâmple? Dar nu cred că va fi o dezlegare de 50 de ani, ci cred că va fi o dezlegare de câteva sute de ani, dacă vin, dacă avem șansa, nu noi. Și nu mai rămâne din nepoții nepoților. Bun, și oamenii s-au chinuit foarte tare să scape de legionari, legionarii, de fapt de români. Au băgat în pușcărie și au zis, gata, am curățat, I-am terminat, practic. E, care e rezultatul acțiunilor? Rezultatul acțiunii comuniștilor? Păi, cred că e ilustrativ pentru vorba din Pateric că
de multe ori Dumnezeu îl pune pe dracul la treabă. Au umplut calendarul de sfinți. Au umplut calendarul de sfinți. Acum, eu cred că ăsta e principalul motiv pentru care s-a schimbat politica, nu-i așa? Acum, după 89, se merge cu zăhărelul. Adică nu mai e poziția aia coercitivă, dură, bâtă, pușcărie, împușcat pe bulevard, ucis schingiuit în temniță. Nu mai e aia. Acum e alta. De ce? Pentru că și-au dat seama de un lucru. Ei au băgat la pușcărie cei mai mulți tineri, intelectuali și nu doar și muncitori și asta. I-au băgat la pușcărie gândindu-se că ei în pușcărie vor apostazia. Vor renunța. Pentru că, iar paranteză, am impresia că sunt ușor cam dezlănat pentru că e foarte... E o țesătură foarte bătută asta. Ei au avut impresia că îi vor putea forța să apostazeze. Pentru că în cele din urmă, întrebarea era, bă, mai crezi în Dumnezeu? Unde e Dumnezeu ăsta tău? Deci nu era ceva politic propriu zis. Cu politica și cu asta a fost un pretext, modul de a-i aduna. I-au adunat, i-au băgat în pușcărie. După aia a început 52 nebunia cu experimentul Pitești, despre care e de vorbit, ar fi de vorbit foarte, foarte mult, dar nu acum. A început reeducarea, cum ar veni. A început reeducarea și au zis, la capăt îi scoatem peștea, le scoatem Dumnezeu din cap. Surpriza emisiunii că nu le-a scos Dumnezeu din cap. Sunt unii care discută dacă cine a căzut în pușcărie, cine n-a căzut, dacă cineva a zis, sunt tabele. Discuțiile astea sunt sterile. Nu au căzut. Nu au căzut. Dacă au căzut, căderea a fost personală și s-au ridicat înapoi. E o carte tulburătoare care a apărut în editura Scala, a treia ediție acum, Amintiri din mlaștina disperării, scrisă de Dumitru Bordean, care a făcut Piteștiul de la început la sfârșit. Ei nu au căzut. Sau dacă au căzut, s-au ridicat. Ei au rămas constant acolo. Așadar, n-au căzut. Sau dacă au căzut, au căzut în război. N-au căzut ultima. N-au avut căderea finală. Căderea totală. Au ieșit de acolo și nu numai că au ieșit în picioare, au continuat să lupte și după ce au ieșit din temniță. Au continuat să lupte fie retrăgându-se, fie alegând calea monahală, cei mai mari duhovnici, parte din cei mai mari duhovnici ai noștri din ultimii 50 de ani, de acolo provin, din Academia Școlii Legionare, fie au continuat să lupte între noi, în lume. Cum ar fi, dun exemplu, Părintele Gheorghe Calciu, care a ieșit din pușcărie foarte bine. Părintele Gheorghe Calciu, care a fost la Pitești. Deci, vă dați seama cât au reușit să reeduce. Vă dați seama cât de căzut era. Dacă a ieșit de acolo și a început să țină, a ținut cele șapte, cunoscutele șapte cuvântări pentru studenți și pentru de la seminar acolo, la Radu Vodă, și a făcut pușcărie. A intrat în pușcărie. Știa sigur că o să facă pușcărie. Nu era problema asta. Însă știa sigur că nu trebuie să oprească și trebuie să lupte în continuu, până la capăt. Asta e un fel de a verifica, de a putea să verificăm dacă au căzut. Să le clar, dacă au căzut acolo sau nu au căzut. La Pitești, în toate temnițile. La Aiud sau mai știu eu unde. Discuția și trierea lor nu o facem noi. Nu o putem face noi. Cei care spun, da, după cum am spus mai înainte, da, să vezi că ăla era și torționar, că până la urmă a devenit, nu știm. Noi nu știm asta. Nu asta trebuie înțeles din povestirile celor care povestesc. Trebuie să vă spun, și am mai spus, de exemplu, despre Pitești. A început să vorbească încoace. În afară de Dumitru Bordeanu, care a fost băgat, era medicinist,
era student la Facultatea de Medicină și a făcut Piteștiul din cap în cap, în afară de Dumitru Bordeanu, care a scris cartea Mărturisiri din Mlaștina Disperării, nu prea au mai scris oamenii. A scris Paul Goma, dar Paul Goma n-a fost la Pitești. A scris Virgilion, care Virgilion care n-a fost la Pitești. Au scris încoace au început să mai scrie. După ce probabil s-a mai amorțit puțin durerea și chinurile prin care au trecut acolo. Durere care însă, nu i-a oprit să lucreze și după ce au ieșit din pușcărie. În jurul, am dat de exemplu Părintele Calciu, da, în jurul Petrețuțea erau tot felul de oameni, și studenți și mai tineri, în jurul lui Ernest Berna. Iarăși erau și securiști, în jurul, vecinilor, cum le spuneam noi în glumă, respectiv Radu Gir și Nechifor Crainic. Iarăși se învârteau și securiști, e adevărat, că Nedic Lemnaru și alți securiști. Însă erau și oameni pe care ei aduceau să le dea. Să dea mai des, să nu oprească lupta. Despre asta vorbim noi. Și acum, următoarea idee este că noi spunem așa, sfinții închisorilor sunt cei care au murit în închisori și iată că... Nu sunt cei care au murit, nu doar cei care au murit în închisori. Noi spunem sfinții închisorilor și ne referim la cei care au trecut prin închisorile comuniste. Mare măsură între ei. Și e cumva impropriu spus sfinții închisorilor. Pentru că în tot, de la începutul creștinismului până acum, au tot fost prin închisori sfinți. Și dacă spun sfinții închisorilor, atunci ar trebui să mă refer și la foarte mulți sfinți din calendar, nu? Care au fost în închisori și după aia aruncat la lei sau au fost în închisori. Cam mulți au făcut pușcărie din calendar, dacă ne uităm noi. Însă le spunem așa pentru că, cred eu, pentru că suntem foarte apropiați de perioadă. Ei sunt pur și simplu sfinți. Asta e. Fapt confirmat, printre altele, și de moaște. Au moaște. La Iud au fost dezgropate moaște. Nu puține. Din grup comune, din... E plin. Este un fenomen de o importanță covârșitoare. În perioada modernă nu mai știu altul. Adică în perioada modernă nu prea mai știu altul așa decât... Însă, ori mai fi fost, habar n-am. Deci ești cu importanța istoriei, cât poți să știi, trebuie să dea să scutoarele de istorie, să nu știi din spate. Și iacă-te din nou care este importanța poziției pe care o are statul român, puterea, nu, față de mișcarea legionară. Aici asta. Pentru că legionarul este românul ireductibil. N-ai ce să-i faci. L-au bătut, i-au rupt degetele. Acum încearcă altfel, din 90 încoace. Acum încearcă să îl facă să apostazieze fiind în social. Adică fiind nu într-un spațiu coercitiv evident, cum e pușcăria, ci fiind într-un spațiu coercitiv implicit, cum e societatea, de exemplu, care e tot un fel de mare temniță. Bun, și încearcă să-l facă să apostazieze aici. E normal, e vorba de diavol, de o șiretenie excepțională. Și s-ar părea că au rezultate foarte, foarte bune în povestea asta. Deci, în cele din urmă, cred că sfinții închisorilor ar trebui cunoscuți ca fenomen. Și firește particular, e Valeriu Gafencu. Dar Valeriu Gafencu e sfântul închisorilor, îi se spune sfântul închisorilor din timpul vieții. Deci omul ăla care a fost șeful frăților de cruce și nu știu ce la un moment dat, omul ăla mirosea sfânt din timpul vieții, vă dați seama? Ca în povești, ca în Pateric, ca în Sinaxar. Găsiți să... Ei, acum, sfinții închisorilor, cred că trebuie văzut povestea sfinților închisorilor
ca un fenomen. Este un fenomen de supremă mărturisire a lui Hristos. Pentru în contul și în vorbă românească. Deci ei au mărturisit. Noi acum nu suntem în stare să mărturisim nimic. După câte văd eu, e... Mă rog, da, n-aș vrea să termin într-o notă pesimistă și am să spun, foaie verde de Dudău o să fie și mai bine. Ce să vă mai spun? Sunt foarte multe lucruri de spus, sunt foarte multe povestiri pe care le-am auzit, pe care le-am citit, însă este esențial de știut, pentru mine e esențial de știut, dacă și pentru noastră nu știu, dar pentru poveste, da, de cunoscut și lucrurile pe care le-am spus. E foarte important, pentru că prin cunoașterea lor ne explicăm ce se petrece acum. De unde ura asta? Acum au dat anul trecut legea împotriva legionarilor. Care legionari? De ce anul trecut? Manifestări de tip legiu. Ce înseamnă manifestări de tip legiu? A, tabără de muncă. A, construire de troițe. A, poziție în fața trădării. Deci astea sunt probleme. Acum, când mișcarea legionară a fost dizolvată de capitan printr-o decizie asupra căreia n-a mai revenit, printr-o decizie scrisă. Punct. A desfințat tot. Și Partidul Totul pentru Țară, și mișcarea legionară, tot. Care legion? Unde sunt legionarii? Nu. Legea se referă la orice fel de acțiune de tipul acesta. Doamne ajută și toate cele bune!